Nu cerem altceva, doar să respectați legea sau zero toleranță pentru ordonanță. Acestea sunt doar câteva dintre sloganurile care au fost scandate astăzi în fața Parlamentului. Polițiștii protestează deja de 6 săptămâni în toată țara și amenință că nu se vor opri până când guvernanții nu aplică corect legea. Proteste similare, la care s-au alăturat și grefierii și angajații din penitenciare, au avut loc în această dimineață în mai multe orașe din țară. În București, polițiștii au ieșit din nou în stradă după ce în repetate rânduri nu le-au fost ascultate cererile. Oamenii spun că au discutat deja cu Ministerul Muncii și al Justiției, iar potrivit acestora, guvernanții nu știau despre intențiile premierului de a tăia sporurile. Protestăm pentru faptul că nu se mai aplică legea salarizării din 2017. În continuare avem o serie de inechități și de discriminări salariale în sistem. Dacă nici măcar proprii miniștri nu știu, înseamnă că e clar că domnul Câțu, într-un cerc restrâns, decide soarta României prin bugetul pe care îl stabilește. Oamenii vor aceleași lucruri ca și în săptămânile trecute, dezghețarea salariilor și acordarea tuturor sporurilor meritate. Guvernul nici 2 săptămâni de la învestire a reușit să înghețe salariile. În încă o lună a reușit să plafoneze sporurile. Acum, din ce am înțeles, urmează să le taie. La vouchere de câteva zile s-a renunțat. Ei practic nu vor debloca economia, ci o vor îngropa. Plafonarea salariilor bugetale, proiectul de guvern prin care se anulează voucherul de vacanță, precum și indemnizația normei de hrană. Altceva nu se pricep să facă decât să taie. Ne-am întors în 2009, în aceea criză care aceiași membri ai guvernului s-au aflat la originea. Dătui de promisiuni, peste 100 de polițiști de penitenciare și grefieri au protestat în fața prefecturii Brăila. Ne mulțumește faptul că un parlament legitim nu respectă o lege promulgată chiar de către președintele Iohannis. O lege a salarizării unice. Noi dorim și suplimentarea schemei de personal, să lucrează peste program, oricum orele suplimentare nu sunt plătite. Noi întotdeauna suntem lăsați la urmă. Niciodată nu ne sunt respectate drepturile. Mai ales acum cu legea salarizării. Oamenii legii vor ieși în stradă săptămânal, până când cererile lor vor fi nu doar auzite, ci și puse în practică.